o să discutăm mai mult. În urma task-ului de interpretare teatrală, Elena a câștigat o ieșire la teatru și o ședință de training despre make-up-ul profesionist. Bună! 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 Bine ați venit! Mă bucur să vă văd pe amândoi. Bine, te-am găsit. Am înțeles că mergeți la teatru astăzi, nu-i așa? Super! Păi ce să zic, îți mulțumesc că mi-ai adus-o pe Elena. O să o faci și mai frumoasă decât e acum, cu siguranță o să-i creez un look spectaculos și o să vă placă mândurora. O să te văd senzațional, Lisa. Te rog! Eu sunt Andreea Cobzaru, sunt make-up artist și beauty trainer Oriflame România și chiar mă bucur că ai venit astăzi ca să îți creezi un look spectaculos pentru teatru, nu-i așa? Da, da, și eu sunt foarte fericită, abia aștept să mă văd așa frumoasă. O să încep mai întâi să mă dezinfectez ca să fie totul în regulă și safe pe parcursul ședinței de make-up. Dincolo de realizarea machiajului potrivit pentru ieșirea la teatru, nu sunt de neglijat nici sfaturile utile prezentate. Chiar dacă nu ai nimic pe față, este important să folosim un demachiant apă micelară în mod special, să eliminăm absolut toate impuritățile de pe față. Și dacă tot suntem la partea asta de ten, să vorbim un pic și despre îngrijirea tenului, pentru că este cea mai importantă în zilele noastre. Este cel mai important pas, da? Pentru că dacă nu ținem cont de el, automat cu machiajul poate că nu o să reziste și nu o să se așeze atât de bine. O să închizi. E super important să folosim produse speciale pentru a proteja tenul de factorii externi, da? Cum ești cu fondul de ten? Ți-ai găsit până acum nuanța? Nu neapărat fix nuanța potrivită, poate combinam sau mai ajustam puțin. Da, este super important. Nuanța întotdeauna să o testeze aici, știi? Uh-huh. Fix între gât și față, pentru că aici îți vei da seama cel mai bine de nuanța care ție ți se potrivește. Am aplicat până ten destul de lejer, oricum se poartă acum, știi? Da. Aspectul cât mai natural. Și uite, ți-am nimerit și nuanța, da? Deci pare exact nuanța ta. Având în fața ei un specialist, Elena nu a ezitat să ceară sfaturi pentru o problemă cu care se confruntă încă din copilărie, cea a cearcănelor. În momentul în care avem o culoare un pic mai închisă în zona cearcănelor, aici intervine corecția cearcănelor, da? Și este bine pentru tine să folosești mai întâi o culoare care să-ți anuleze culoarea cearcănelor și apoi să vii cu anticearcănul care este de culoarea pielii, da? Prin mișcări de tapătare, ție îți va acoperi un pic mai bine zona cearcănelor. Îmbinăm foarte bine cu fondul de ten și o să vezi că o să arate mult mai bine. O să fie mult mai luminos tenul tău, da? Până la urmă și asta îmi doresc, să-ți creezi luminozitate. Îmi place să aplic blush pentru că blushul dă viață, da? Și eu chiar asta vreau să fac, să-ți dau viață. I feel charming. E foarte important să îl aplici fix deasupra osului zigomatic, tocmai ca să-ți dea efectul ăsta de alungire, știi? Efectul ăsta de lifting, ca să zic așa. Da, da, știu să mă văd. Vom trece și la partea de fixarea machiajului, da? Vom fixa machiajul și îl vom seta foarte bine cu pudră. Nu ne dăm seama că o pudră este bună, adică se vede ok pe față sau să nu fac acele cute, da, nu? Cute, da. Păi, să știi că acele cute se fac nu de la pudră, ci de la prea multă pudră, da? Și pentru că tot m-ai întrebat, e super important să aplicăm prin mișcări de tapotare, da, cu o pensulă, destul de puțină cantitate, dar nu este nevoie să încărcăm fața prea mult, ca machiajul să reziste. Și acum voiam să-ți arăt așa un truc, pentru că în zona pomenților nu ți-am aplicat pudră. În general, eyelinerul care are sclipici, îl poți folosi și ca iluminator. E foarte frumos. E un sclipici așa roz, da, ca să se potrivească cu blush-ul. Și efectiv, îl aplici cu degețelul. Deci știi că am ales pentru tine ca zona ochilor să o fac așa un pic mai naturală și pe buze să punem buze roșii, pentru că se potrivește foarte bine cu o întâlnire pe timpul nopții. O să aplic efectiv o bază cremoasă de nuanța ploapei și apoi voi adăuga efectiv un far tot de culoarea ploapei, cât să pară așa mai natural.
să deschizi. Deci nu vrei să știi cum se vede. Se vede superb, efectiv. Ai niște gene atât de lungi și atât de frumoase. Acum că am terminat așa zona ochilor, o să trecem și la partea de buze. Rujul roșu este un pic mai pretențios, necesită multă precizie. Ca să te ajute pe tine să-ți aplici rujul roșu, poți opta pentru un contur al buzelor. Pentru o rezistență și mai mare a rujului roșu, poți umple toată lungimea buzelor cu creion. Și așa îți va rezista mult mai bine. Buzele roșii sunt foarte pretențioase și trebuie să fie perfecte. Totul era perfect, așa că Elena și Valentin au ajuns în timp util la teatru. Am ajuns și la teatru, câștigat de aici. Am câștigat? Am câștigat? De când am mai fost la teatru? Nu știu, cred că din 2018. Cred, nu mai știu sigur. Și că am fost odată sau de două în viața mea. Serios? Pe cuvânt. Îți place? Ți-a plăcut? Mi-a plăcut, da. Ia. Yeah. Cine sunt ăștia noi? Tu ești Tanță. Ești tu Costel? Da. Mamă, uite ce frumos este aici. Wow. Cei doi erau pregătiți să vadă piesa O noapte furtunoasă, iar două ore mai târziu, aceștia se bucurau de doza de cultură de care au avut parte. Poftim, draga mea. Mulțumesc. Să știi că a fost foarte frumoasă piesa și m-am bucurat de mult că am câștigat și am ieșit. Ți-a plăcut? Da. Da, și cel mai mult mi-a plăcut că am fost cu tine. Da? Da. Și ți-era dor să te mai zi la piesă de teatru? Ce mă bucur că am fost cu tine. Și data viitoare, mai mergem o dată, sigur, 100%. Da, câștigi tu data viitoare, da? Da. Promis, pădiriță. Gata. V-a plăcut? Da. Așa scurt? Da, am mai fost plecați de tensiunile din casă, am ieșit împreună, m-am bucurat de momentele frumoase cu Elena și totul a fost frumos. Și piesa de teatru în sine și oamenii din jur, a fost frumos. Ați mai fost la această piesă sau a fost? Nu. Eu nu. Nici eu. Ok. Foarte frumos și machiajul, așa natural și ți-a pus în valoare trăsăturile. Așa că cred că a fost un date reușit, nu? Da. Bine. V-ați întors mai relaxați? Foarte relaxați. Da. De relaxați ce v-ați întors, după ce v-ați întors a fost... superb! V-ați gândit să fie așa ca în piesă un pic. A venit O noapte furtunoasă. Da, exact. Ce ziceți, doamna Floarea? Cum vi s-a părut acest date? Foarte frumos, mi-a plăcut. Da? Nu mai merg. Ați fi vrut să mergeți la Teatrul Elisabeta? Sinceră să fiu, da. Da, da, mamele n-au fost niciodată la date? Nu, nu mi s-a dat ocazia. Păi să ne gândim. Să ne gândim că în fiecare sezon se întâmplă treaba asta. Ies mamele așa, odată. De două ori. Mai mult de o cafea, să fim mai generoși, nu doar o cafea. O cafea o beau și aici pe terasă. Ne gândim, da? Ne gândim și poate ieșiți un pic să vă mai relaxați, da?